Bună, sunt Diana și am revenit azi cu un alt vlog în care voiam să vă arăt cum mi-a influențat BTS gusturile în materie de decor. Bine, ce-i drept, trupa asta, cum am zis, e trupa mea de suflet și m-a influențat pe atâtea domenii și pe atâtea aspecte din viața mea. Dar azi, pentru început, aș vrea să vă arăt cum arată dormitorul meu, baia mea, bucătăria. Efectiv, apartamentul în care locuiesc a fost super influențat și e predominat de culoarea mov, care este culoarea fandomului de la V, de când a inventat I Purple You. Ce-i drept, culoarea asta a fost preferata mea înainte să ascult BTS, deci dinainte de când am început liceu, îmi plăcea foarte mult culoarea asta, dar poate, nu sunt foarte sigură oricum, poate la un subconștient am fost și influențată de BTS. Și acum urmează să vă arăt cum arată apartamentul meu, un fel de tour, dacă doriți, și sper să vă placă. Asta este intrarea pe care o am în apartament. Aici am niște umbrele, ghiozdane, agende pe care nu le folosesc, dar îmi place să le am. Am și aici este bucătăria, frigider cu operele mele de artă pe el. Aici e o canapea, dar eu o țin ca și pat. Îmi place să mai stau întins, să nu dorm aici, dar na. Aici am niște apă, mă hidratez, deci da, aici dovada că mă hidratez. Aici o altă dovadă că mă hidratez. După avem laptopul. O agendă pe care asta chiar am folosit-o. Aici am niște vase pe care le-am spălat. Aragazul, care mi se pare atât de cotișcor și îl ador. Și chiuveta. Și dulapuri. Și aici cum mi-am mai pus niște flori de decor. Bun, și acum să intrăm în cuibușoarul de nebunim, care efectiv nu are nicio relevanță să fie numit așa, pentru că eu doar dorm aici și să zicem dacă se pune dacă sunt nebună și atunci ar fi cuibușoarul de nebunim. Dar să începem cu începutul. Avem dulapuri. Efectiv ador mobila albă. Deci mi se pare că arată, nu știu, cel mai clasic și pentru preferința mea, cel mai bine se mulează cu movul, deci se pupă extraordinar. O să încep cu patul. Bine, am acolo un covor. Bineînțeles, și la mov. Așa, patul, pe care efectiv mi-l fac în fiecare zi, pentru că îmi place să-l văd așa, arătând așa de bine. Lângă pat am niște cutii în care mă țin chestii, oglindă, husă pentru laptop. Așa. Deci tabloul ăla e făcut de mine, este îngerul meu opozitor, arată puțin satanic, dar e ok. Aici am pus niște flori pentru că am vrut să mă simt ca o prințesă, n-am baldachin, dar am improvizat eu ceva. Cele două jucării le am de la Miniso și, sincer, eu le țin de decor și ca un fel de stâlp pentru florile alea, pentru că tot cad. Deci da, eu nu pot să fac sex sălbatic aici pentru că aș demola tot patul ăsta. Da, jucăriile ar merge super să pot dormi pe ele, dar eu dorm fără pernă, așa că le-am lăsat acolo. Da, sunt foarte fioroși. Așa, să trecem mai departe. Acolo avem două perne cu memorie care sunt băgate într-o singură față de pernă, pentru că n-am găsit pe mărimea lor ca să iau separat, așa că am luat una și am, am improvizat. Așa, avem o pernă simplă și perna în formă de inimioară. Perna în formă de inimioară miroasea a început a lavanda, acum miroase doar a praf. Am o spăl, ok, chill, doar că, nu știu, după chiar o săptămână începe să miroasă a praf și e dubios. Aici avem alte obiecte de decor care, sincer, îmi sunt dragi, dar nu prea le folosesc prea des. Aici avem două caracatițe de pluș și căștile mele. Caracatița mamă, cea de jos, se numește Farina și ăsta micuț, mormolocul de deasupra, sincer încă nu are un nume. Dacă aveți vreo idee pentru un nume, vă rog, scrieți în comentarii, pentru că este efectiv nou și nu i-am găsit încă un nume. Acest motănel se numește Somnicel și atât, nu știu prea multe despre el, stă doar cu capul în cutie, mă rog, cu capul ieșit din cutie. Aici avem iarăși chestii de decor, nu foarte importante, aici bineînțeles se știe a cui camera. Aici am ținut ochelarii de soare, acolo zici că e cutia Pandore, se vede doar negru, dar am niște bijuterii acolo, chestii, mă rog, nu foarte expensive, dar așa de accesorii. Niște fluturași, ador, deci ador fluturașii, cred că v-ați prins. Aici am făcut un alt DIY cu un borcan pe care am scris 10 pentru că o să-l deschid peste 10 ani. Am 23 de ani acum și o să-l deschid la 33 și am scris 33 de bilețele cu
chestii pe care așa să le aud atunci. Sper să nu mi se pară prea cringe la momentul ăla. El este tete, stă la colț, mă păzește, așa ca un fun fact, haina de pe el nu este al lui. Prima dată când l-am salvat din odioasa soartă de a fi vândut unei persoane, poate nu la fel de ok ca și mine, l-am găsit dezbrăcat și m-am dus la un magazin pentru copii și am luat această haină de pe el. Haină cu un... Am uitat cum se numește acest animal, este un elefant. Yes, yes, este foarte cute și puțin cam dubios cu ochii aia, dar nu știu ce-o consumat, e ok. Și tete acolo, păzindu-mă. Love you. Cred că v-ați prins deja că ador fluturașii, e... it's my thing. Față de stelele făcute din greșeală de pe tavan, ăștia chiar au reșit ca lumea, zic eu. Avem și un bonsai acolo și alte flori, again, ador florile. Aici avem un calculator. Sincer, nu calculez nimic, dar l-am luat pentru că e mov. Ăsta e Dede și nu-i ca și celălalt, pe celălalt te chema Tete, ăsta e cu D, Dede. Și l-am primit de la un om care mi-a cam dat cu depresie pentru o lună. V-ați prins, da, este un mascul alfa, dar îmi place, așa că l-am păstrat. Dream big, work hard, make it happen! Yay! Cam greu în România, dar încercăm. Deci ăsta e Stitch mov. Ador. Acolo unde pufnița era ceva balsam de buze, dar arăta cute, așa că am păstrat-o. Acolo un alt DIY, în care era un borcan de... Stai să dau un zoom aici. Așa, era un borcan de cu lumânare, dar în schimb, după ce am topit-o, am pus niște flori care miros frumos, de la Jumbo. Pe perdea am pus alți fluturași, bineînțeles, și undeva acolo pe mijloc, așa, și acolo. Prima, deci de la dreapta la stânga avem machiaje, medicamente, lastice și chestii de păr, măști de față și, sincer, în ultimul ăla mic habar n-am ce mai e acolo. Acolo avem de la stânga la dreapta un dosar, o agendă în care nu scris prea multe, dar îmi place să am agende. O cutie, chestii, alt dosar. Și pe perete am pus chestiile astea, acolo și ceva în mijlocul zâna, ca și pe o oglindă, mi se vede reflexia. Aici vă arăt un spațiu care era gol, dar datorită faptului că nu-mi place să se vadă gol, a fost umplut și arată ca un fel de altar. Pentru mine, bineînțeles că sunt o zăiță. Aici vă prezint perioada în care am fost foarte interesată de DIY-uri, care am făcut acest origami. Aici am încercat să fac un borcan mov colorat și am pus chestiile astea deasupra. Nu știu dacă pot să-l numesc într-un anumit fel. Are sclipici. Yay! Aici avem niște cutii de la Meli Melo. Nimic DIY, nu sunt făcute de mine, dar mergeau cu cromatica. Și la fel și florile astea, bine, nu sunt de la Meli Melo, sunt de la ceva magazin random din Timișoara, dar mergeau cu tematica. Aici e o masă care era roz, dar am pictat-o mov și am decis să fac și ceva artistic, bazându-mă pe trauma mea. Pe partea de jos a mesei sunt cuvinte pe care le-am auzit de la niște persoane care trebuiau să fie apropiate, dar sunt niște cuvinte nașpa și deasupra am scris niște cuvinte care erau opuse a ceea ce am auzit. De exemplu, aici se vede smart, deci da, am fost făcută proastă. Ca să rewrite the story. Aici un tablou pe care l-am făcut pentru că îmi plac foarte mult fluturii. Am fost inspirat de pe Pinterest și bineînțeles trebuia să fie mov. Și îmi place foarte, foarte mult cum o ieși, deci ador. N-am talent la pictat, desenat, dar chiar îmi place. Și acum, again, așa în mare, cum arată. Sincer, nu vreau să mă laud singură, dar... Eu sunt foarte mândră cum mi-a ieșit, în sfârșit am o cameră care arată fix cum voiam eu. Ah, și da, am uitat să vă arăt! Frunuța de lavandă! Am luat-o de la Auchan. În ultimul detaliu am o lustră care se face mov, bine, se face mai multe culori, dar în principal o las pe mov. Aici avem pe albastru, roșu și aici se schimbă. Deci fac așa ca un cerc. Și bine, arată, se poate folosi și pe lumina normală. Bun, și acum intrăm în baie, aici avem dușul. Sincer, îmi plac mai mult dușurile decât căzile.
Am niște covoare aici, cum intru în baie. Nu-mi place să stau cu picioarele pe gresie, deci da, sunt obligatorii. Aici am niște chestii de machiaj pe care le folosesc, chestii pentru păr, chestii pentru body care în partea din dreapta. Aici avem... Aici sunt eu! Yay! Mă rog, nu foarte focalizată, dar na, nu e focusul pe mine azi. Aici, iarăși, chestii de machiaje și așa, self-care, ce să zic. Aici, chestii de igienă, prosoape, halat și iarăși prosop. Sper că v-a plăcut turul apartamentului meu. Bine, apartamentul meu, în ghilimele, apartamentul proprietarului, pentru că stau în chirie. Dar cât timp locuiesc aici, îmi place să zic că apartamentul meu, pentru că e unde locuiesc. Și sper că atunci când o să am casa mea sau apartamentul meu, din banii mei, să fie doar al meu, să nu stau în chirie, să arate cam tot pe același film, dar oricum mult mai fancy, mult mai extravagant, să zicem. Dar pentru început chiar sunt foarte mulțumită, mai ales în vederea faptului că m-am implicat foarte mult în cum arată, am căutat foarte multe DIY-uri și să încerc cât mai ieftin, dar să iasă și cât mai frumos. Și chiar vă recomand să încercați și voi, pentru că vă relaxează. Până la urmă nici nu investiți atâția bani și la final sunteți și mulțumiți că ați avut un timp de calitate. Poate v-ați destresat, poate... Da, la final oricum o să iasă ceva frumos din mâinile voastre și vă simțiți și voi mândri că ați reușit să faceți ceva. Eu mai ales nu sunt tocmai talentată cu lucru manual, dar am văzut că față de trecut, că aveam impresia asta, că m-am mai dezvoltat și chiar mi-a plăcut. Și dacă v-a plăcut acest conținut, vă rog să lăsați un like, un share, un subscribe, un comentariu pentru a mă putea ajuta să continui acest conținut. Și până data viitoare, sper să ne auzim cu bine și take care! Bye, bye!